Cuvintele care le-am cântat referitoare la credință, la siguranța, la stabilitatea și perspectiva de a fi cu Domnul pot fi luate ca și o introducere pentru lecția din această seară în care vor vorbi despre neamul edomiților. Un neam care a pierdut, așa ca părintele lor, tot ceea ce a avut. Neavând credință, se spulberă totul, având, se păstrează totul. Edomiții sunt urmașii lui Esau, fratele geamăn al lui Iacov. Ei locuiau organizați cu căpetenii și au format un regat chiar înainte de a avea Israelul regat, împărați, cucerind muntele Seir în sud-estul Israelului, ținut care le-a fost rezervat de Dumnezeu și păstrat, așa cum vorbeam și despre moabiți și amoniți, și atunci când Dumnezeu a dat teritoriul de la multe popoare evreilor, a păstrat pentru Esau muntele Seir. Să citim despre el din cartea Genesa, capitolul 25, versetul 30. Ca să observăm de unde această denumire. Și s-au zis lui Iacov, dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom, nume sub care întâlnim acest neam în istorie. De asemenea, în versetul 25 este scris, cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr. De aceea au pus numele Esau, adică păros. Deci mențiunile referitoare la numele sale au fost transferate apoi neamului care a descins din el, neam despre care citim în Genesa 36, ca să vedem că el a pornit cu trei neveste și citim în versetul 6, Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agolisise în țara Canaan și s-a dus într-o altă țară departe de fratele său Iacov. Versetul 8, Esau s-a așezat în muntele Seir, Esau înseamnă Edom. Iată spița neamului Esau, tatăl edomiților în muntele Seir. Și sunt enumerați aici, observați de la versetul 31, împărații, și se încheie versetul 43 din acest capitol, cuvintele, acesta este Esau, tatăl edomiților. Vreau să citim și din cartea Deuteronom, așa cum vă spuneam, Dumnezeu le-a rezervat un teritoriu, Deuteronom, capitolul 2, versetele 2 la 6, Domnul mi-a zis, voi ajunge decât ocoliți muntele acesta, întoarceți-vă spre miază noapte. Dă următoarea poruncă poporului. Acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziți bine. Să nu vă încăierați cu ei, căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă de loc. Muntele Seir l-am dat în stăpânirea lui Esau. Versetul 8. Am trecut pe departe de frații noștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, urmându-și evreii drumul spre Canaan. Tot aici citim versetul 12, Seir, deci muntele, zona pe care ei o locuiau, era locuit altădată de horiți. Copiii lui Esau i-a izgonit, i-au nimicit dinaintea lor și s-au așezat în locul lor, așa cum a făcut Israel în țara pe care o stăpânește și pe care i-a dat-o Domnul. Și de la versetul 22, mai adăugăm cuvintele, așa a făcut Domnul și pentru copiii lui Esau care locuiesc în Seir. Când a nimicit pe horiți dinaintea lor, ei au izgonit și s-au așezat în locul lor până în ziua de azi. Deci, efectiv, se observă acțiunea divină care le-a rânduit acel loc. Este important de reținut că aceste popoare, cărora Dumnezeu le-a rezervat un loc, fie fiii lui Lot, Moab și Amon, fie urmașii lui Esau, să ne întrebăm de ce Dumnezeu s-a portat așa bine cu ei și le-a oferit la fiecare o țară. Dumnezeu a avut în vedere părinții lor.
Vom vedea aceasta și în cazul lui Ismael. Ceea ce a primit nu s-a datorat atitudinii lui. Cum la fel nu putem să notăm nimic bun în dreptul lui Esau sau urmașilor lui, ci originilor. Pentru că Dumnezeu binecuvintează copiii datorită părinților. Analizând însă existența lor în istoria biblică, de mai bine de 1500 de ani, observăm comportamentul lor în raport cu divinitatea, pentru că asta contează, și cu oamenii, dar dintre oameni în mod deosebit în raport cu poporul lui Dumnezeu. Amintiți-vă de ce spunea Domnul Hristos, când faceți un lucru fraților mei, se notează în mod special. Însă din această istorie vom observa cum se pot pierde toate favorurile și toate binecuvântările divine. Tot ceea ce un om a primit de la părinți, tot ceea ce el însuși a avut, se poate pierde și urmașii lui, în timp, să nu mai aibă absolut nimic. Se spune că la înmormântarea lui David Livingstone, acel misionar și explorator al Africii, care a fost înmormântat cu onoruri regale în Anglia, doar inima a rămas în Africa, în timpul slujbei de înmormântare, un om foarte zdrențuit vrea să-și facă loc în rândurile din față. Ori la o asemenea înmormântare de onoare, ordinea își spunea cuvântul. Motivația lui era următoarea. Am fost coleg cu David, numai că atât aveau împreună. Fuseseră împreună, am spune, în clasa întâi. Dar apoi viețile lor au diferit total. Esau niciodată nu va putea să ceară dreptul spunând, am fost geamăn cu Iacov. Am fost primul. Da, dar vom vedea că toate acestea nu i-au slujit. În cartea Genesa, capitolul 25, citim de la versetul 32, în discuție cei doi gemeni. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, la ce îmi slujești dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Și notează Moise, în finalul versetului, astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Și asta în vremea aceea era cea mai mare valoare pe care un om putea să o moștenească. Pentru asta vă citesc din cartea Exodul, ca să observăm cum gândea Dumnezeu și din multe exemple, Exod 34 cu versetul 19, al Vechiului Testament, se observă valoarea unui drept de întâi născut. Exod 34 cu 19. Orice întâi născut este al meu. Chiar orice întâi născut de parte bărbătească din turmele de vaci sau de oi. Deci, Esau putea să fie al Domnului, dar a ratat. A ratat și spune Scriptura în Evrei capitolul 12, aceste cuvinte ar trebui să sune puternic în mintea celor care se joacă cu originea lor. De altfel însă și poporul român spune că are origine bună, parcă toți am fi nepoții apostolului Andrei. Evrei 12, versetele 16 și 17. Veghea să nu fie între voi nimeni, ca Esau, care pentru mâncare și-a avut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit? Pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Lucrurile sfinte se pot pierde o singură dată. După cum Domnul Hristos s-a dat jertfă o singură dată și după cum oamenilor este rânduit să trăiască și să moară o singură dată. Vă invit să urmărim o scurtă istorie a edomiților în cei peste 1500 de ani de existență a acestui neam. Așa cum aminteam, la sosirea evreilor în zona lor, edomiții au fost îngroziți ca și ceilalți cananiți, leșinau la inimă, dar
Și observă gestul lor neprietenos. Evreii le-au solicitat trecere prin țară contra cost. Ei însă nu au vrut. S-au temut și n-au îndrăznit să se lupte cu evrei. Și nici nu ar fi putut să-i bată. Deși ei au fost gata de război, potrivit celor scrise în cartea Numeri. Dar, în schimb, evreii au fost sfătuiți să nu-i urească și să-i privească drept frați. Deși trecuseră sute de ani. Fiind gemeni, se observă această atitudine pe care Dumnezeu a recomandat-o evreilor față de edomiți și atitudinea edomiților față de evrei. Este ca și cum scrie despre lume și credincioși. Nu vă mirați, fraților, că vă oroște lumea. Să citim din Cartea Numeri, capitolul 20, de la versetul 14. De la Cades, Moise trimis niște sol la împăratul Edomului ca să-i spună: așa vorbește fratele tău Israel, observați felul în care i s-a adresat. Tu știi toate suferințele prin care am trecut. Versetul 17. Lasă-ne să trecem prin țara ta. Nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vin, nici nu vom bea apă din fântână. Vom merge pe drumul împărătesc. Fac mențiunea că în vremea aceea drumurile comerciale dinspre Africa, spre Asia, treceau prin zona aceea. Deci drumul împărătesc nu trebuia să-l bătătorească evreii. Era. Trebuia doar să-i lase să treacă. De aceea scrie aici: nu ne vom abate nici la dreapta, nici la stângă. Drumul e trasat, pe aici trec caravanele. Versetul 18, Edom mi-a răspuns: nu cumva să treci pe la mine, căci astfel îți voi ieși înainte cu sabia. Evreii insistă, îți vom plăti prețul. 20, el a răspuns: nu cumva să treci. Și Edom a ieșit înainte cu multă gloată și cu mână tare. Astfel Edom n-a vrut să lase pe Israel să treacă prin ținutul lui și Israel s-a abătut de la el. De aceea scrie din capitolul 21, versetul 4 în continuare: au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocălească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Deci istoria cu șerpii a fost datorată refuzului fraților lor de a-i lăsa să treacă prin țara lor în drum spre Israel. Tot despre aceasta amintește mai târziu Iefta în Judecător, capitolul 11, când face o recapitulare a acelor evenimente, versetul 17. Atunci Israel a trimis sol împăratului Edomului ca să-i spună, observați, Edomul avea împărat în vremea aceea: lasă-mă să trec prin țara ta. Dar împăratul Edomului n-a voit. Ceea ce scrie în continuare: nu a voit nici împăratul Moabului. În schimb, vă spuneam că Dumnezeu a recomandat evreilor o atitudine diferită, prietenoasă. Citesc în Deuteronom 23, versetul 7. Să nu urăși pe edomit, căci este fratele tău. Ar fi trebuit să întrețină o relație apropiată, de frățietate. De altfel, amintiți-vă că atunci când Iacov a venit din Mesopotamia, s-au despărțit cu bine. Dar observăm, privind în istoria acestui neam, că Edom a avut repetate confruntări cu Israel pe vremea împăraților lui Israel și Iuda. Despre acestea citim în cartea 1 Samuel, capitolul 14. Aici este vremea lui Saul, versetul 47. După ce a luat Saul domnia peste Israel, a făcut război în toate părțile, cu toți vrăjmașii lui. Deci am putea spune că a fost un război de apărare, pentru că acele teritorii Dumnezeu nu le-a permis evreilor să le ocupe definitiv. Cu Moab, cu copiii lui Amon, cu Edom. Însă Saul nu a reportat o victorie definitivă,
ceea ce însă s-a întâmplat în vremea lui David, așa cum citim din cartea a doua lui Samuel. Capitolul 8. De la versetul 13. La întoarcerea de la biruința lui asupra sirienilor, David și-a făcut iarăși un nume bătând în Valea Sării 18.000 de edomiți. A pus străji în Edom. A pus străji în tot Edomul. Și tot Edomul a fost supus lui David. De aici, edomiții au devenit tributari, vasali ai Israelului. Tot din timpul lui David, referitor la Ioab, citim în cartea 1 Împărați, capitolul 11, că evreii au distrus în mare parte edomiții, 11:15, pe vremea când a bătut David Edomul, Ioab, căpetenia oștirii, suindu-se să îngroape morții, a ucis toată partea bărbătească din Edom, câți rămăseseră în țară. Au fost unii care au fugit. Însă, pe parcursul altor împărați, care n-au slujit Domnului ca David și pe care Domnul nu i-a ajutat în război, s-a întâmplat ca Edomul să-și recucerească teritoriile și să-și redobândească independența. Citim asta în a doua carte a împăraților, capitolul 8, despre ceea ce s-a întâmplat spre sfârșitul dinastiei lui Ahab. De la versetul 20, pe vremea sa Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și au pus un împărat peste ei. Asta este evidența că și-au dobândit independența. Ioram a trecut la Țair cu toate carele lui, sculându-se noaptea, a bătut pe edomiți care îl înconjurau și pe căpetenile carelor și poporul a fugit în corturi. Răscoala Edomului împotriva stăpânirii lui Iuda a ținut până în ziua de azi, dar Israelul n-a mai reușit să aibă același control asupra lor ca pe vremea lui David. Tot în această carte citim din capitolul 14, versetul 7, Amația, un alt împărat al lui Iuda, a bătut 10.000 de edomiți în Valea Sării și tot timpul războiului a luat Sela, era capitala lor, Sela sau Petra, e aceeași, și a numit-o Ectel, nume pe care l-a păstrat până în ziua de azi. Și tot aici, versetul 10, îi spune împăratul Israel, a bătut pe edomiți și a început să se înalțe inima, deci edomiții se întăriseră între timp și o victorie asupra lor era importantă. Adăugăm un cuvânt din 2 Cronici, capitolul 21, pentru a vedea ce s-a întâmplat mai târziu. Pe vremea sa, Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și și-a pus un împărat. Versetul 10, răscoala lui Edom împotriva stăpânirii lui Iuda a ținut până în ziua de azi. Însă, îi găsim o singură dată pe edomiți aliați cu evrei într-un război. Nu mai citesc, amintesc doar în 2 Reși, capitolul 3, când împreună s-au bătut cu Moabul. Se pare că în perioada aceea edomiții au însoțit pe evrei la război pentru că erau supuși lor, erau sub stăpânirea Israelului. Alte relații între evrei și edomiți mai întâlnim ca mențiune în vremea lui Solomon despre faptul că el a luat în căsătorie dintre sutele lui de femei și femei edomite. Nu știm câte. Spre finalul perioadei împăraților, deci aproximativ în jurul anului 600 înaintea erei noastre, Edomul a reușit, cum am citit deja că a început să se răscoale, să-și pună un împărat, să devină mai puternic decât Israelul. Citim în 2 Cronici 28 ceea ce s-a întâmplat pe vremea lui Ahaz. 28, versetul 17, edomiții au venit iarăși, au bătut pe Iuda, ceea ce nu se întâmplase niciodată până atunci.
și le-au luat prinși de război. Însă ceea ce a fost mai grav n-a fost în acest război, ci în perioada când babilonenii au cucerit și au distrus poporul evreu. Edomiții li s-au asociat și au contribuit cu tot focul lor de ură la distrugerea poporului evreu. De aceea se fac următoarele mențiuni biblice. Psalmul 137. Versetul 7. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului, deci când Ierusalimul a fost prădat de babiloneni, distrus, templul dărâmat, edomiții ziceau, radeți-l, radeți-l din temelii. S-au bucurat, i-au ajutat pe babilonieni să distrugă Ierusalim. Aceste evenimente sunt prezentate pe larg în cartea Obadia. Citim câteva versete, de la 10 la 14. Să vedem atitudinea lor. Din pricina sălniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov. Deci iată că i-ar fi trebuit să rămână frați, cum și noi trebuie să rămânem rudenii cu cei ce sunt necredincioși, dar ne tragem din aceeași spiță de neam, din aceeași familie. Versetul 11. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorți asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei, nu trebuia să te uiți mulțumit în ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda și în ziua copiilor lor și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui. Și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspânti ca să nimicești pe fugarii lui. Și nu trebuia să dai mâna vrășmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului. Observați câte lucruri care nu trebuiau și le-au făcut. Aici au avut ocazia să își manifeste ura, răzbunarea, tot ceea ce considerau ei pe evrei. Babilonienii le-au permis să se așeze în sudul Palestinei, undeva să vină într-o zonă mai apropiată de evrei. Acolo au viețuit încă vreo 200 de ani când au fost învinși de nabateeni, urmași al lui Ismael. Despre acea distrugere, vă rog să observați cum se împlinește ceea ce scrie aici în versetul 15. Că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Ei s-au bucurat să-și distrugă frații de sânge, evreii. Dar ei cu ismaeliții erau rudenii. Și acei nabateeni erau prietenii lor. Istoria spune că au intrat în acele zone fortificate, pentru că edomiții aveau o casă în stâncă, cu care se credeau în siguranță, și i-au lovit mișelește, așa cum făcuse în mod particular Ioab cu doi dintre rivalii săi. Este scris aici, citim în versetul 7, toți cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar, prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu le-ai băgat în seamă. De ce s-a întâmplat așa? Versetul 10. Din pricina sălniciei făcute împotriva fratelui tău. Și-a distrus rudenile, neamul, și Dumnezeu a îngăduit ca tot rudenile să-i aducă pieirea. Știți ce s-a întâmplat și cu Cain? Este scris în Cartea Genesă, capitolul 4, că și-a omorât fratele. Și mai târziu, el a ajuns să fie omorât de unul din nepoții lui. Că acest principiu este general valabil. Cum ai făcut, așa ți se va face. Edomiții au fost treptat distruși ca și popor. În perioada Noului Testament îi întâlnim sub denumirea de Idumei, în zona Idumea. Irod a fost un edomit și toți ai lui.
erozie. De aceea să nu ne mirăm că nu au fost iubitori de neam a evreilor, deși au stăpânit peste ei. Irod, tocmai ca să câștige simpatie evreilor, a adus acele îmbunătățiri fără precedent, o muncă de 40 ceva de ani de construire a multiple clădiri împrejurul templului. În secolul II înaintea noastră, Ioan Hircanus și alți evrei, urmași ai Macabeilor, i-au încorporat forțat pe edomiți, și între timp, cum a spus, purtau numele de idumei, în provincia lor, iar apoi când au venit romanii, i-au încorporat în provincii lor, ceea ce ne spune istoria este că după primul secol a relei noastre, nu se mai amintește absolut nimic despre acest neam. De ce? Pentru că Dumnezeu și-a rostit cuvântul. Aici în Obadia este scris, citim de la versetul 1, sculați-vă să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el. Iată că te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit. Și cum v-am spus pe scurt, s-au pierdut așa treptat în istorie, având câteva decimări rapide. Versetul 9. Vitejii tăi temane se vor înspăimânta, pentru că toți cei din muntele lui Efraim, lui Esau, să piară în măcel. Și tot aici citim, în versetul 18, casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără, dar casa lui Esau va fi miriștea pe care o vor aprinde și o vor mistui și nu va mai rămâne niciunul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit și a spus cuvântul. Rămânem profes pentru a citi din Maleahi, capitolul 1. Ce a hotărât Dumnezeu cu privire la acest neam, pe care, așa cum v-am spus, l-a tolerat multe sute de ani. Maleahi 1 cu 3 și 4. Am urât pe Esau, i-am prefăcut munți într-o pustietate. Era o zonă puțin fertilă, însă era bogată în minereuri. Și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Și dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile. Așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci eu voi surpa. Și se vor numi țara răutății, atenție, țara răutății, vom vorbi imediat despre caracteristicile lor, și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. O hotărâre irevocabilă de nimicire. Despre asta citim și în Isaia 34. Noi vom analiza doar câteva neamuri, însă, așa cum am spus în lecția introductivă, vom învăța regulile cu care Dumnezeu operează cu toate națiunile, cu toate țările. 34, citim la versetul 5. Că sabia mea, zice Domnul, s-a îmbătat în ceruri, iată se va pogorâ asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit din micirii ca să-l pedepsesc. Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor și țapelor, cu grăsimea runchilor berbecilor, căci Domnul ține un prasnic de jertfe la Boțra și un mare măcel în țara Edomului. Versetul 9. Păraile Domnului se vor preface în smoală și pulberea lui în pucioasă. Da, țara lui va fi ca smoala care arde. Nu se va stinge nici zi, nici noapte și fumul lui se va înălța în veci. Din veac în veac va fi pustit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. Versetul 12. V-am spus că au avut căpetenii, au avut împărați. Nu vor mai fi în el fruntași ca să leagă un împărat și toți voivozii lui vor fi nimiciți. Și sentința Domnului continuă în felul acesta până la versetul 17. Să citim și din Ieremia 25, acolo unde este un alt decret divin, de la versetul 15. Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeu lui Israel, ia din mâna mea acest potir, plin cu vinul mâniei mele, și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. Vor bea, se vor ameți și vor fi ca niște nebuni la vederea săbiei pe care o voi trimite în mijlocul lor. Și în 21, primul menționat între neamuri este Edomul. Citim și din capitolul 49.
Îmi pare aici din nou interesant, dacă Dumnezeu i-a urât și a hotărât să-i nimicească, de ce a mai rostit pentru ei o prorocie atât de lungă prin Ieremia? Văd din toate acestea modul în care Dumnezeu este interesat de tot ce se întâmplă în lumea asta. Vorbește cu detalii despre felul în care va fi nimicit acest popor, își face timp pentru asta, ia un profet ca să vorbească. Observați de la versetul 7, ceea ce urmează după cuvintele asupra ei Domnului, până la versetul 22, toate sunt cuvinte adresate în mânia lui Dumnezeu pentru Edom. Dintre ele citesc versetul 15, căci iată te voi face mic printre neamuri, disprețuit printre oameni, așa cum am arătat în istoricul lor, nu dintr-o dată i-a nimicit de tot, mai întâi a fost faza aceasta, apoi versetul 17, Edom va fi pustit, toți și ce vor trece prin el se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui, ca și Sodoma și Gomora. Și cetățile vecine care au fost nimicite, zice Domnul, nici el nu va mai fi locuit și nimeni nu se va mai așeza acolo. Pentru că au fost vinovați înaintea Domnului. Despre Edom este scris și în Plângerile lui Ieremia, capitolul 4, rețin în versetele 21 și 22. V-am spus că ei au avut o atitudine foarte rea atunci când evreii au fost nimiciți, pentru că evreii au fost pedepsiți întâi și apoi ei. Bucură salte de veselie fiica Edomului care locuiește în țara Uț. Au avut acest moment, dar și la tine va trece potirul și tu te vei îmbăta. Fiica Sion în elegirea ți este ispășită, el nu va mai te mai trăi în robie, dar ție, fiica Edomului, îți va pedepsi nelegiuirea și îți va da pe față păcatele. Așa a hotărât Domnul. Cum ai făcut? Așa ți se va face, după cum am citit din cartea Obadia. Mai citim în ce privește nimicirea doar din Ezechiel, capitolul 25, versetele 12 la 14, vorbesc despre Edom. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare față de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat, s-a răzbunat pe ea, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, îi voi preface într-un pustiu, de la Teman până la Dedan, vor cădea loviți de sabie. Îmi voi răzbuna pe Edom prin poporul meu Israel, el va face Domnului după mânia și urgia mea ca să vadă răzbunarea mea, zice Domnul Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu așa a hotărât, nimeni nu se poate împotrivi. Așadar, să recapitulăm pe scurt, edomiții au avut har de la Dumnezeu să se înmulțească, să aibă o țară unde să se așeze, au avut bogății ale subsolului, chiar dacă solul n-a fost atât de prielnic pentru agricultură, dar vom vedea din prezentarea ce urmează că atitudinea lor l-a determinat pe Dumnezeu să ia măsuri până la nimicirea lor definitivă. Să urmărim în a doua parte a lecției noastre câteva aspecte, atitudini ale acestui neam. Privind de la origine, dragii mei, să știți că e foarte important, asta e partea aplicativă, ce atitudini vom cultiva în casa noastră? Ce vom face pentru urmașii noștri? Acest popor, am putea spune că n-a avut șanse mari datorită protopărintele lor, Esau. Atitudinea lui Esau lipsită de blabe a fost, cred, originea îndepărtării definitive acestui neam de valorile și promisiunile sfinte. Despre asta ne întoarcem la Genesa 25 ca să citim versetul 23 și 27. Domnul a zis, două neamuri e cuvântul pentru cei doi gemeni, către părinți, sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșire din pântecele tău.
Unul din roadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Versetul 27. Băieții acești s-au făcut mari și profeția a ajuns să se împlinească. Este scris aici, în continuare. Esau a ajuns un vânător îndemânat, cu un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Nu-i plăcea mediul, anturajul de acasă. Dumnezeu a știut încă înainte de a se naște. Mi-am amintit despre ceea ce mi-a povestit un frate care are acum aproape 80 de ani din Maramureș. Spunea că era adolescent și a mers la rugăciune cu un frate al lui care era mai mic cu un an decât el. Și Domnul a vorbit printr-o fetiță de 12 ani, prin darul prorociei. Și a vorbit întâi lui spunându-i, Domnul are un plan cu tine, spun cu cuvintele mele. Și în viață ești chemat să slujești, Domnul îți va răsplăti, așa mai departe. Și acel frate a ajuns slujitor în biserică. Lucit până la 80 de ani, slujește încă. A trecut cuvântul de prorocie la fratele lui, zis, cât despre tine, așa vorbește Domnul, niciodată nu vei sluji și inima ta nu îl va iubi pe Domnul. În vremea aceea umblau amândoi la adunare, ca doi adolescenți, într-o familie de credincioși. Fratele lui n-a avut niciodată dorințe să se pocăiască atunci când a fost mai mare. A murit departe de Dumnezeu în jurul vârstei de 40 de ani. Și fratele a rămas cu acea descoperire cum s-a adeverit ceea ce Domnul a spus. Pentru că Dumnezeu vede dacă un om, dacă un neam are dorințe sfinte sau nu are. Aici în capitolul 26, de la versetul 34, vedem înclinația lui Esau. Un băiat sau o fată nu mai trebuie cerut informații cât e de pocăit când se căsătorește. Îți dai seama după ceea ce a ales, după ceea ce a dorit, după felul în care decurge nunta, îmi spune. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de nevastă pe Iudita, fata hetitului Beri și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebecca. Părinții n-au fost de acord, au fost amărâți pentru că și-au dat seama de ceea ce se va întâmpla după aceea. Citim, întorcând pagina și din 28 cu versetul 6. Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacob și îl trimisese în Padan Aram ca să-și ia nevastă de acolo și că binecuvântându-i duse porunca aceasta, să nu ție nevastă între fetele lui Canaan. Versetul 8. Esau a înțeles, astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac și mamei, cum scrie versetul 7. Și Esau în adins s-a dus la Ismael, a mai luat de nevastă pe lângă nevestele pe care le avea pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avram și sora lui Nebaiot. De fapt, această fată a fost soră cu înaintașa acelui neam care l-au distrus cândva în secolul 3 înaintea erei noastre. Acesta a fost Esau. N-a avut nicio sensibilitate pentru lucrurile sfinte. Întoarcem pagina la capitolul 32. Se întorcea Iacob din Padan Aram, îi iese înainte cu câteva sute de oameni. Știți, Iacov îi cumpără inima cu un dar de sute de animale, discută puțin, am spune frățește, deși destul de rece și distant, și scrie în capitolul 33, versetul 5, Esau ridicând ochii a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt aceia? Iacov a răspuns, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Este una din mențiunile lui Iacov despre Dumnezeu. În versetul 10, din nou Iacov face referire la Dumnezeu. Versetul 11, primește deci darul meu pentru care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți. Dar dacă veți căuta în toate cuvintele lui Esau, nu face nicio referire la Domnul. Spune și el, eu am și eu. Deși am citit din Deuteronom că Dumnezeu le dăduse muntele Seir. Cine are fără să-i dea Domnul? Cuvintele sfinte ieșiseră din limbajul lui Esau. Nu-l întâlnim nici alături de părinți, nici alături de fratele său, într-un altar.
Știți, Iacov față de socrul său, cum a fost? S-a despărțit cu cuvinte sfinte. Dar față de Esau n-a putut să lege nici măcar un salut sfânt. Cum sunt unii oameni care, fie că sunt prietenoși, fie că mai puțin sunt amabili, dar dacă vrei să lești ceva cuvinte sfinte, ori apucă somnul, ori prinde graba, nu au nicio dorință pentru Domnul și lucrarea Lui. De aici cred că a pornit nenorocirea pentru neamul edomit. Am citit, poate și dumneavoastră, cineva a făcut un calcul, o statistică despre urmașii lui Jonathan Edwards, acel om al lui Dumnezeu din secolul XVIII din Statele Unite, din timpul Marii Treziri, a avut peste 10 copii și de aici a descins un neam mare, nu știu exact până când s-a făcut calculul, nici nu rețin cu exactitate datele, totuși ceea ce vă spun se poate verifica, a avut peste 1300 de urmași până la un moment dat, dintre care n-a fost niciunul în închisoare, nu a fost cu probleme în fața statului, dimpotrivă. Din aceștia au fost vreo 100 de misionari, vreo 60 de profesori universitari, un vicepreședinte SUA, nu știu câți senatori și alți oameni. Femeile de asemenea, fetele, nepoatele, au fost demni. Tot în vremea aceea a fost un altul care și-a construit o familie fără Dumnezeu. A avut vreo 500 de urmași, evenimentele s-au petrecut în paralel, privind în plan istoric. Dintre urmașii celuilalt, mare parte din ei au ajuns în închisoare, bețivi, desfrânate, cheltuieli ale statului cu ei. Și cine a făcut această paralelă a accentuat ce valoare are un tată, o mamă care învață bine și niște copii care ascultă. Că doar Isaac a învățat, numai Esau nu s-a lăsat învățat. Niciodată nu vom da vina numai pe părinți și nici nu-i vom scoate numai pe ei în evidență, nici pentru copii. Arătăm însă că un tată, dacă își face datoria, oferă șansă fiului său. Dacă fiul nu o primește și la rândul lui nu oferă șansă neamului care vine, nenorocirea care urmează ia proporții. Să observăm de asemenea că edomiții au fost un popor idolatru. Și oriunde s-a instalat idolatria, Dumnezeu este scos din ecuație, din imagine. Zeitatea lor națională a fost zeul Kos, despre care, cel puțin eu nu știu prea multe, dar au slujit și altor zeități ale cananiților, dintre care cea mai proeminentă era Baal. Despre faptul că edomiții aveau zei, citim în cartea a doua a cronicilor, capitolul 25, versetele 14 și 20. Când s-a întors Amația de la înfrângerea edomiților, a adus pe Dumnezeii fiilor lui Seir și a pus Dumnezeii pentru el, s-a închinat înaintea lor și le-a adus tămâie. Și 20. Amația, Dumnezeu hotărâse să-l dea mâinile vrăjmașului, observați vinovăția, că-și căutaseră pe Dumnezeii Domnului. Deci cine iubea acei Dumnezei și le ducea ofrandă, stârnea mânia divină. După cum este scris în cele 10 porunci, cine își face un idol, stârnește gelozia divină. Și de aici mânia divină. Toate aceste popoare s-au îndepărtat de Dumnezeu datorită zeităților lor, cum a făcut Ieroboam chiar în Israel. De îndată ce a ridicat cei doi viței la Betel și la Dan, tot ceea ce a urmat a fost fără Dumnezeu. Doar profeții au mai păstrat cât de cât lumina sfântă aprinsă în țara lui Israel. De aceea să ne ferim, să fim foarte atenți când e vorba de idoli. De exemplu, în săptămânile astea a fost idolul cu fotbalul foarte înălțat. Știm că în antichitate, când au apărut sporturile,
ele erau socotite ofrandă la zei. Unii aduceau la zei activităților sportive, alții aduceau darurile lor, alții își aduceau chiar copiii. Dar toate aceste zeități cereau inima oamenilor. Evident că nu i-au ajutat pe niciunii, dar așa cum remarcă Apostolul Pavel Roman, capitolul 1, au dus la îndepărtarea lor de Dumnezeu. Vreau să citim de acolo două versete, pentru că aici este un cuvânt de referință. Roman, capitolul 1, versetul 20. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, ce nu știa Esau despre Dumnezeu? Știți că bunicul Avram a trăit până când Esau avea 15 ani? Cum nu i-a povestit? Dumnezeu a spus că Avram va vorbi urmașilor săi despre Dumnezeu. Esau a cunoscut ceva, dar nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit. V-am spus că în discuția cu Iacov, Esau n-a făcut nicio referire la Domnul? Am și eu, dar de unde, cum? S-au fălit că sunt înțelepți, asta vom arăta imediat în cazul lui Esau. Versetul 23, au schimbat slava Dumnezeului muritor într-o icoană care seamănă cu un muritor, păsări dobitoace cu patru picioare târătoare, de aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că se necesite singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit, s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Slăvit să fie Domnul. Să recunoaștem în toate căile noastre. Spunea recent o soră în vârstă, nu m-aș fi gândit că Dumnezeu îmi dat zile, că am fost mai bolnăvicioasă, dar adăuga ea, în fiecare dimineață îi spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat viață. Este foarte important să recunoaștem pe Dumnezeu ca autor a tuturor binecuvântărilor, între care mântuirea și viața noastră sunt cele din tâi. Vreau să observăm că pe acest fond a îndepărtării de Dumnezeu, a slujirii idolatre, edomiții au ajuns la o stare de încredere în sine. Erau foarte mândri. Și știți că asta strânește mânia divină, asta a dus pirea diavolului și căderea multor îngeri din cer. Citim în Ieremia 49 despre felul în care sunt caracterizați în acea profeție lungă de care spuneam. 49 cu versetul 16. În fumurarea ta, în gânfarea inimii tale, te-a rătăcit pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor. V-am spus că aveau acele cetăți fortificate, zidite în stâncă, săpate mai exact spus. Dar chiar dacă ți-ai așezat cuibul tot de sus ca și vulturul și de acolo te voi prăbuși, zice Domnul. Și această aroganță, mândrie, numiți-o cu oricare din formele de manifestare mai accentuate, a dus evreii la lipsă de dragoste, cum vă spuneam, față de fraților, față de poporul lui Dumnezeu, la stări foarte marcante de păcat, între care capul de acuzare numărul unu este ura care au avut-o pentru poporul evreu. Deși, cum v-am spus, nu le-a cucerit țara. A fost o vreme care le-au plătit tribut, dar atât. Acest fapt a contribuit considerabil la pedepsirea întregului neam. Acum vă citesc câteva versete, sunt mai multe. Ezechiel, capitolul 35, versetul 15. Din pricina bucuriei pe care ai simțit-o că moștenirea casei lui Israel este pustită, îți voi face și ție la fel. Observați, din pricină. Scriptura recomandă în Proverbe să nu te bucuri când îi merge rău nici vrăjmașului, de cum fratelui tău. Pagina îndreaptă, 36 cu 5. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, da, în focul geloziei mele vorbesc împotriva celorlalte neamuri și împotriva întregului Edom, care și-au înșusit țara mea și s-au bucurat din toată inima lor și cu tot disprețul sufletului lor ca să-i jăfuiască roadele. Observați cum accentuează Dumnezeu. Aveau o inimă plină de răutate. Se bucurau de rău. Asta au cultivat ei în copiii lor. Și neamul întreg a ajuns să fie marcat de aceste stări vinovate. Ioel, capitolul 3, versetul 19. Observați, Dumnezeu a vorbit prin mai mulți profeți despre stările lor și despre
hotărârea divină de pedepsire. Edomul va ajunge o pustie stearpă din pricina sâlniciei făcute împotriva copilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor. Printre altele, aminteam din Obadia că și pe fugari i-au urmărit să-i dea mâinile babilonienilor sau să-i omoare. Amos, întoarceți pagina, capitolul 1, versetele 11 și 12. Pentru 3 nelegiuirea e Domnului, ba pentru 4, nu schimb hotărârea. Și apare cea mai mare. Pentru că au urmărit pe frații săi cu sabia, înnădușindu-și mila. Adică și ei ar fi trebuit să aibă sentimente de milă. Dar când mila ar fi vrut să acționeze, aș spune mai foloseau un pahar de băutură amețitoare și mai sadici își continuau atitudinea față de evrei. A dat drumul mâniei și își ținea într-una urgia. De aceea, adică asta a fost cauza cea mare, voi trimite foc peste Teman și va mistui palatele Boțrei, două din orașele cele mai importante ale ținutului lor. Vă dau și două exemple a doi edomiți, la fel de răi. Domne, păzește-ne de ură, de răutate. Asta e demonic. Și în lume este din ce în ce mai evident. Observați ce se întâmplă și acum în jurul Israelului. Și alte țări au mai avut conflicte între ele, dar cu vremea s-au mai împăcat, s-au mai acceptat. Dar sunt unele popoare care au o ură fără limite, care își înnădușe mila. Pe când mila este una din atitudinile recomandate de Dumnezeu în raport cu oamenii. Citim despre Doeg Edomitul în cartea 1 lui Samuel, capitolul 22. N-a fost destul că a raportat la Saul că preotul Ahimelec i-a dat pâine și i-a dat sabia lui Goliat. Dar scrie aici de la versetul 18. Atunci împăratul zilui Doeg, întoarce-te și lovește pe preoți. O slugă, a edomit. Și Doeg edomitul s-a întors și a lovit pe preoți. Au omorât în ziua aceea 85 de oameni care purtau efodul de in. Versetul 22, David a zis lui Abiatar, singur care a scăpat. Am gândit chiar în ziua aceea că Doeg edomitul fiind acolo nu se putea să nu spună lui Saul. Ce rău a fost. Și un altul, din aceeași sămânță și cu același sânge, Hadad edomitul, 1 Regi 11. Acest fiu de împărat a fugit în Egipt. Acolo a primit poziție regală, dar n-a fost mulțumit. A preferat să se întoarcă în țara lui, a strâns niște oameni și scrie și 25, aici este despre rezon, citim până la 22, versetul 19, a căpătat trecere, versetul 21, lasă-mă să mă întorc în țara mea. Ce-ți lipsește? Nimic, dar lasă-mă să plec. Și spune aici de la versetul 25, el a fost un vrăjmaș al lui Israel în tot timpul vieții lui Solomon, e vorba de rezon. În același timp când îi făcea rău Hadad și ura pe Israel. Și despre ura lor mai citesc doar din Psalmul 52 și apoi încheiem. David a rostit cuvinte într-unul din momentele grele legate de Doeg edomitul, 52:1, pentru ce te fărești cu răutatea ta, asupritorule? Limba ta nu născocești decât răutăți, ca un brici ascuțit viclean ce ești. Tu iubești mai degrabă rău decât binele. Asta este vinovăția Edomului, mai degrabă minciuna decât adevărul. Versul 5, de aceea și Dumnezeu te va doborâ pe vecie, te va apuca și te va ridica din cortul tău și te va dezrădăcina din pământul celor vii. Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme și vor râde de el zicând, iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, am spus că n-au avut nevoie de Dumnezeu, nici o înclinație n-au avut pe Dumnezeu, ci se credea în bogății lui cele tare. Mândria a fost evidența edomiților și se bizuia
pe răutatea lui. Și aceasta le-a fost soarta. Să rugăm pe Domnul, cum zice David în Psalmul 19, Doamne, păzește-mă de păcate mari, între care mândria, ura, cum spuneam. Încheiem, încercând să tragem aplicațiile practice pentru noi, să știm că răul se întoarce asupra capului nostru. Se spune că un proprietar de pământuri care a arendat an la an unui administrator al său de până atunci câmpul, îi spune odată, cu referire la anul ce urma, nu ți-l mai pot arenda, vrea fiul meu să îl cultive. Și arendașul, în loc să fie recunoscător pentru anii care a folosit pământul, s-a dus și a semănat buruieni, ca să nu se poată bucura copilul proprietarului. Dar înainte ca să vină vremea cultivării, fiul proprietarului s-a răzgândit și proprietarul arendașului, cu același contract, rămâne mai departe la tine. Bietul arendaș a zis, ce mi-am făcut? Mulți oameni își fac singur rău, căutând să facă rău la alții. Poate vor reuși să facă, poate nu, dar cu siguranță lor vor reuși să-și facă rău, întâi în inimă, pentru că acea inimă rea, ca și acestor doi, ca și a lui Haman, altădată nu poate să se bucure. Știți că bietul Haman n-a fost bucuros nici între două zile cu o spețe. De ce? Avea pe unul care nu-l suporta. Ce zile triste au astfel de oameni. Așadar, edomiții au fost urmașii unui om care a realizat prea târziu ce a pierdut pentru că n-a iubit pe Domnul. Pentru că nu a păstrat ceea ce Dumnezeu putea să-i ofere ca întâi născut din partea părinților săi, Avram și Isaac. Iar generațiile ce au decis el au fost la fel de insensibile față de Dumnezeu și de tot ceea ce el putea să le ofere. A plâns Esau, scrie în Genesa 27, la 36, la 40, dar numai după binecuvântare a plâns. Nici măcar în discuția cu tatăl său nu spune, dar Dumnezeu, părinților noștri, cum? Chiar pentru mine n-are nimic? El doar își dorea. Asta cade la părinți, cade la pământ și Dumnezeu i-a și rostit blestemul prin cuvintele lui Isaac. Vei trăi din munca ta. Când te vei răscula, vei scutura jugul. Și s-a împlinit exact prorocia ce a spus-o Dumnezeu la tatăl său. Asta peste ani, cum v-am spus, că a fost vasalul Israelului, doar cu anumite momente în care și-a redobândit independența. Spunea un frate de aici din județul Arad că tatăl lui era proroc și l-a auzit toată prorocind, era copil, despre unul din copiii lui că niciodată nu va sluji Domnului și nu va fi credincios. Acel frate are rudenii și aici în biserică, este acum în vârstă și a spus, fratele meu a bătrânit, iată că acestuia i-a dat Dumnezeu zile, cum și la Edom i-a dat neam, dar nu l-a mai dorit pe Domnul. Domnul să aibă milă de noi și să ne ajute să iubim pe frați, că prin asta dovedim că iubim pe Domnul. Esau nu l-a vrut pe Domnul și pe frate său nu l-a putut suporta. Și asta i-a stins neamul, neiubirea de Dumnezeu și neiubirea de oameni. În schimb, privind la Dumnezeu, un raport cu tot ceea ce s-a întâmplat cu acest neam, începând de la Esau și până la ultimul idumeu care s-a fi pierdut în istorie, observăm că Dumnezeu s-a dovedit a fi și stăpânul edomiților. Cum de altfel Dumnezeu stăpânește și peste ruși, peste americani și peste chinezi, face ce vrea. Extinde neamuri, restrânge, le scoate din listă. În schimb, Dumnezeu s-a manifestat în felul lui, cu îndelungă răbdare de sute de ani, dar și cu pedeapsă irevocabilă la sfârșit. Da? Dumnezeu a știut de la început. Dumnezeu știa câte generații trebuie să-i suporte. Spune Apostolul Pavel, vorbind despre aceștia doi în Roman, capitolul 9, de la versetul 11, căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte lui Dumnezeu, prin care se făcea o lege nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, a zis Rebece, cel mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Și unii cred că e o predestinare forțată. Nu, noi am studiat 1500 de ani de istorie, mai mult. Și am văzut că ce a zis Dumnezeu și ce a hotărât
Asta s-a dovedit. I-a lăsat atâtea generații să vadă, va ajunge vreunul să iubească pe Domnul? Nu. Eu nu spun cu asta că nu s-o fi mântuit vreunul dintre lor, cum aminteam de moabiți și amoniți, că cineva s-a putut mântui, dar vorbim ca neam, nu l-au dorit pe Domnul, s-au înstrăinat. Și mă adaug în încheiere din acea prorocie lungă din Ieremia 49, versetele 19 și 20, care dovedesc efectiv autoritatea lui Dumnezeu peste Edom, în condițiile date, în existența răutăților, a mândriilor, 49 cu 19 și 20, iată vrăjmași se suie ca un leu de pe marul îngânfatele Iordanului, împotriva locuinții tale tari, deodată voi face Edomul să fugă de acolo și voi pune peste el pe acela pe care l-am ales, căci cine este ca mine? Întreabă Domnul, cine va porunci? Cine îmi va sta împotrivă? De aceea ascultați hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Edomului și planurile pe care le-a făcut împotriva locuitorilor din Teman. Cu adevărat îi voi târâ ca pe niște oi slabe, cu adevărat li se va pustii locuința. Dumnezeu a hotărât să le dea țară, Dumnezeu a hotărât să-i rabde și apoi Dumnezeu a hotărât să-i nimicească. Astea sunt legile după care Dumnezeu lucrează cu oamenii, slăvită să fie autoritatea sa. Să ne ajute Domnul să fim de-ai lui Iacov, nu de-ai lui Esau. Și Iacov a mai avut poznele lui, dar l-a dorit tare pe Domnul. O noapte întreagă nu s-a lăsat. Și mai târziu, cu toate greutățile, l-a dorit pe Domnul. Esau, în schimb, a fost rece și rău. Doamne, fie-ți milă de noi. Amin.